În luna iulie a anului 1869, în orașul Cracovia au avut loc niște revolte spontane care au implicat studenți, tineri din clasa muncitoare și o bună parte din intelectualitatea orașului. Care a fost motivul acestor incidente? Ei bine, revolta a fost generată de unul dintre cele mai faimoase scandaluri din Biserica Catolică la acea vreme. Totul a început cu un denunț anonim trimis la adresa Tribunalului Național din Cracovia. Informațiile furnizate erau catalogate ca fiind senzaționale. Informatorul susținea că una dintre călugărițe, pe numele său Barbara Ubric, a fost închisă în mănăstirea surorilor carmelite de pe strada Copernica numărul 44. Precizarea numelui de familie în denunț este un amănunt extrem de important, deoarece călugărițele carmelite trăiesc sub o clauză foarte strictă și, după ce și-au făcut jurămintele, își folosesc toată viața doar prenumele. Prin urmare, dacă informatorul nostru știa numele de familie al vreunei călugărițe, el trebuie să fi cunoscut foarte bine secretele mănăstirii. Cazul a fost dat spre rezolvare unui tânăr ofițer pe numele său Vladislav Gebhard. Acesta a decis să-i ceară administratorului eparhiei din Cracovia permisiunea ca echipa sa să pătrundă imediat în interiorul mănăstirii. Teoretic, acordarea unui astfel de consimțământ nu era deloc o formalitate. Maicile erau aproape complet separate de lumea exterioară. Vizitarea mănăstirii putea fi făcută în mod normal după o serie întreagă de formalități. Procedurile lungi, pe de altă parte, ar fi putut duce la ștergerea sau ascunderea unor probe de către călugărițe. Norocul s-a numit episcopul Galeschi, renumit pentru moralitatea sa, care și-a dat imediat acordul pentru intrarea în mănăstire. Pe 21 iulie, anchetatorii au intrat în interiorul mănăstirii. După lungi căutări, într-una dintre cele mai întunecate și ascunse celule, acestora le-a fost dat să vadă una dintre cele mai sfâșietoare imagini. O femeie complet goală, pe lespedea rece a celulei, extrem de slăbită, având culoarea unui cadavru, scoțând niște gemete înspăimântătoare. Când i-a văzut, femeia s-a târât către ei și le-a cerut cu lacrimi în ochi o bucată de pâine, promițându-le că va fi ascultătoare. Aceasta era Barbara Ubric. A doua zi, episcopul Galeschi, extrem de furios, a venit la congregație pentru a elibera călugărița de jurămintele făcute, amenințând surorile carmelite răspunzătoare de această faptă cu pedepse severe din partea bisericii. Potrivit medicilor, Ubric se afla într-o stare de epuizare maximă, cântărind doar 34 de kilograme. În plus, ea prezenta simptome de nebunie. Informațiile despre călugărița ținută prizonieră au ajuns rapid în presă și au devenit subiectul numărul 1 mai întâi în Cracovia, apoi în Galiția, iar apoi în întreaga lume. Cum au tratat surorile carmelite această biată femeie, aparent inocentă și bolnavă, i-a șocat pe toți. Deja, pe 24 iulie seara, o mulțime de 6.000 de oameni s-a adunat în fața mănăstirii. S-a încercat forțarea porții pentru a pătrunde înăuntru. În ultimul moment, un pluton de husari i-a împrăștiat pe manifestanți. Revolte asemănătoare au avut loc și în alte părți ale Cracoviei, printre protestatari, mănăstirile iezuite și norbertine. Ca răspuns, autoritățile au emis o stare de alertă în zona Cracoviei. Armata a fost folosită pentru a alunga manifestanții. Revoltele din oraș au continuat însă încă 3 zile. În noiembrie 1869, dovezile au fost suficient de solide pentru a permite începerea audierilor. Călugărițele și preotul au fost acuzați de infracțiunea de închisoare ilegală comisă împotriva Barbarei Ubric, cauzându-i acestea vătămări corporale și mentale foarte grave. Cu toate acestea, procesul a dezvăluit lumii că mai mulți oameni știau de situația disperată a călugăriței. Barbara Ubric,
Ana, înainte de a-și face jurămintele, s-a alăturat călugărițelor carmelite din Cracovia în anul 1840, la vârsta de 23 de ani. Primele simptome ale afecțiunii ei au apărut în jurul anului 1842. Râdea cu voce tare în biserică, uneori nu reacționa la stimulii externi, îi plăcea să cânte și să danseze complet goală și era uneori destul de agresivă cu cei din jur. S-a început un tratament la domiciliu cu lipitori și colectarea de sânge, apoi, când tratamentul nu a dat rezultate, s-a hotărât aruncarea fetei în închisoare, ceea ce a agravat și mai mult simptomele bolii. În cele din urmă, după consultarea medicilor, s-a decis izolarea completă a pacientului. 21 de ani a petrecut această ființă în celula întunecată din mănăstire, într-o completă izolare, cu hrană extrem de puțină, fără a putea comunica cu cineva. Experții instanței au ajuns la concluzia că Barbara Ubrick suferea de o formă acută de nimfomanie, iar incapacitatea de a-și satisface libidoul i-a cauzat un dezechilibru mental. Un aspect i-a pus pe judecători pe gânduri. Dacă boala ar fi fost descoperită în jurul anului 1842, probabil fata ar fi avut aceeași soartă chiar și în afara mănăstirii. Metodele de tratare a bolilor mentale din vremurile acelea erau foarte primitive și constau în cea mai mare parte în închiderea bolnavilor sau chiar mai rău, aruncarea lor în apă rece ca gheața, existând credința că acest lucru le-ar fi putut ameliora simptomele bolii. Curtea a indicat de asemenea că surorile călugărițe au arătat multă bunăvoință și îngrijire solicitând o consultație din partea medicilor. În plus, instanța era obligată oarecum să țină cont de regula clară a bisericii, aceea că o călugăriță, după depunerea jurământului, nu mai poate părăsi zidurile mănăstirii. Drept urmare, s-a decis suspendarea cazului, considerând acuzațiile ca nefondate. Hotărârea a fost confirmată de o a doua instanță. Cu toate acestea, cazul Barbara Ubrick nu a putut fi îngropat atât de repede pe cât s-a dorit. Desfășurarea procesului a fost larg comentată în lume. Scandalul a dat apă la moară tuturor celor care se opuneau bisericii și metodelor acesteia. În Italia a fost creată o piesă de teatru despre Barbara Ubrick. Zeci de cărți au fost scrise despre aceasta în mai multe țări. Cea mai faimoasă a fost publicată în Philadelphia în anul 1869, The True Story of Barbara Ubrick. 21 de ani, într-o temniță a mănăstirii, într-o celulă de 3 metri lungime și 2 lățime. S-au făcut foarte mulți bani pe baza acestei povești. Și totuși, Barbara Ubrick, ca persoană, nu a mai interesat pe nimeni după încheierea procesului. După eliberarea sa din celula mănăstirii în anul 1869, a locuit mult timp într-un azil. A murit în anul 1898, singură, extrem de săracă, la vârsta de 81 de ani.